Între unul și doi jucători aș dori tot o extremă sau un al doilea vârf acolo, așa. Asta urmăresc, sunt în negocieri, însă nu știu cum se vor finaliza, deoarece vezi campionatul începe mâine și... Azi chiar, că joacă Botoșan cu FCSB. Da. Sau astăzi chiar, da. Da. De ce a plecat Bornescu? Că ne întreabă foarte multă lume, primi mesaje cu întrebarea asta. Cum zicea Bornescu, s-a ajuns la concluzia că nu, este un om care în continuare are tot respectul meu și al familiei mele și al clubului de la Craiova. Însă erau niște funcții care, deci era pe același funcție cu domnul Marcel Pușca și s-a ajuns la concluzia că nu că n-ar fi de folos, că nu poate să, cum să vă spun eu, sunt patru oameni pe același loc, este și Robert Săceanu, este și domnul Marcel Pușcaș, era și Mircea Bornescu, efectiv n-aveau cum să-și împartă atribuțiile. Da. Mircea Bornescu avea contract până în luna iunie acestui an. Au fost un mici neclarități în discuțiile pe care le-a avut cu tatăl meu, a fost în închisoare și nu s-a mai prelungit contractul.